Bună ziua și bine m-am regăsit în această etalare. Vom vedea o analiză asupra relației voastre cu persoana voastră de interes. Am să vă rog să alegeți o variantă. Vom merge în inimari. Acum nu vom face chiar tot modelul de la etalările personale, dar în linii mari îl vom urma ca să ne dăm seama de cele mai importante puncte ale acestei situații, plus vom aplica tarotul indian pentru a vedea exact trei puncte cheie ale relației, ale fiecare relații. Dacă doriți etalări pe zodii, mă puteți găsi și pe canalul Mesaje Intuitive în Tarot, unde astăzi cred că voi înregistra și voi posta racul și o să încerc așa în fiecare zi sau o dată la două zile să postez câte o zodie, astfel încât să nu mă mai deconectez de la această practică de a citi pe zodii. Și vom începe. Avem varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Gândiți-vă la o persoană și alegeți varianta sau puteți, pentru fiecare variantă de aici, să alegeți câte o persoană diferită. Este în regulă, doar să nu atribuiți mai multe persoane pe varianta, ok? Bun. Să vedem. Vom începe cu trei puncte cheie ale relației. Și să vedem. Trei puncte cheie ale relației pentru varianta numărul 1. Iarăși obstacole. Ok. Șansă. Și încă un punct cheie. Solitudine. Și piedică. Ok. Ideea este că aici această relație deja din primele trei puncte se vede ca și cum ar fi o relație destul de semnificativă pentru voi. Desigur, există obstacole și piedici, că doar era prea frumos să fie altfel, era prea frumos să se alinieze chiar toate astrele din prima, dar asta nu înseamnă că este imposibil. Cu șansa, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că aici foarte mult depinde de deciziile pe care voi le faceți. Există speranța. Există posibilitatea de a rămâne în această conexiune pentru un termen foarte lung, dar totul depinde de cum alegeți voi să adresați problemele din relație. De asemenea, aici se poate avea o dinamică în care o persoană este foarte independentă, iar o persoană este foarte codependentă. Și aici va trebui să găsiți un echilibru. Persoana codependentă va trebui să accepte că are nevoie și ea de momente de, solitudine, dar persoana care este independentă va trebui să înceapă să comunice mai mult, va trebui să dea o idee mai clară asupra piedicilor și problemelor pe care le are în viața de zi cu zi. De asemenea, persoana mai independentă aici își considera că se împarte cu atenția în foarte multe direcții și nu reușește să se mobilizeze foarte, foarte clar, și atunci această persoană va trebui să învețe să își spună problemele și să reușească să lucreze în echipă asupra acestora, altfel nu pot să rezolve. Bun. Hai să vedem. Acestea au fost chestiile cheie. Hai să vedem relația în sine, cum decurge. Energia voastră. Este bute. Energia partenerului, diavol, clarificarea situației, circumstanțe externe, speranțe și temeri, rezultat, baza pachetului, eremitul. Ca și zodii, țineți cont că aici nu este vorba doar de soare, poate să fie lună, poate să fie ascendent, deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect, sau pot fi împrumutate niște calități ale acestor zodii de către persoana voastră, dar în principal eu văd în primul rând semne de foc, pentru că și voi sunteți reprezentați de foc. Zodiile de foc pe care le văd aici sunt în special berbec și leu, dar nu exclud săgetătorul.
Văd Capricornul, Fecioara și aici ar mai fi Gemeni și Scorpion. La ce vreau să vă atrag eu atenția aici este că persoana care este prinsă de tot felul de lucruri, este prinsă într-un mindset un pic negativ, care vrea să țină totul, vrea să controleze totul, vrea să știe că vă are acolo, este mai degrabă persoana voastră. Voi împăreți mai degrabă energie independentă aici, energia care se descurcă pe cont propriu, energia care, ok, indiferent de circunstanțe, eu sunt ok, dar din când în când este ca și cum voi uitați să-i arătați acestei persoane cât de mult înseamnă pentru voi, dar nu cred că o faceți neapărat cu intenții negative sau pur și simplu să-i creați mai multe dubii în minte sau să existe discuții pe tema asta, ci pur și simplu cred că voi, în mod autentic, începeți să vă gândiți, ok, toate ca toate, dar eu vreau să trăiesc viața într-un mod diferit de, față de cum am făcut-o până acum. Eu am niște țeluri, eu am niște idei, vreau să-mi duc viața în direcția aceasta și mai bine mă pun pe treabă. Asta este energia voastră, energia care vă reprezintă pe voi. În timp ce persoana voastră este orientată mai mult spre introspecție și spre a se ține la suprafață cu rutina de zi cu zi, de a încerca să facă față provocărilor, plus, atenție, pentru că aici pot fi gânduri destul de negative și limitative de partea persoanei voastre, și este ca și cum această persoană se străduiește, se forțează, trage, luptă, face toate chestiile astea și nu simte că înaintează. De partea voastră se vede o înaintare, dar de partea persoanei nu. Un pic de atenție cu șasele de bâte, de ce? Pentru că aici s-ar putea ca o realizare de-a voastră sau ceva ce voi reușiți, ceva ce ăsta funcționează pentru voi și care se va îmbunătăți în perioada imediat apropiată să producă un rezultat care să vă mulțumească foarte mult, dar care să stârnească mai multe sentimente de un pic de invidie, un pic de gelozie de partea partenerului vostru, deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect. Apoi cu împăratul este bine să țineți cont că fiecare din această relație are partea sa de abilități, partea sa de părți bune în viață. Nu este ca și cum unul este mai bun decât celălalt, este pur și simplu faptul că voi trebuie să lucrați un pic mai mult în echipă pentru țeluri comune și asta nu prea văd să se întâmple aici, deci un pic de atenție, pentru că ar fi bine să încercați să lucrați mai mult ca o echipă și mai puțin mă descurc eu, mă rezolv eu și așa mai departe. Iar cu circunstanțe externe, doi de spade, asta trebuie luat ca și decizie. Ok, hai să ne îndreptăm în aceeași direcție. Ok, hai că eu fac asta, tu faci asta, dar ne îndreptăm în același cel. Până la urmă, rezultatul ne aduce beneficii amândurora și așa ajungem să rezolvăm problemele. Cu 8 de bâte și 4 de cupe, la speranțe și temeri, aici se dorește o comunicare mai deschisă, dar pe de altă parte cineva tot refuză acest lucru. Pe mine nu m-ar mira ca voi să fiți cei care inițiați comunicarea, dar partenerul vostru să fie cel care nu vă lasă să discutați foarte mult în detaliu despre anumite lucruri. De exemplu, nu știu, de fiecare dată când voi încercați să aflați ceva sau să vedeți ce se întâmplă cu persoana asta, această persoană vă dă tot motive de suprafață și nu neapărat vă spune care este problema reală. Atenție, pentru că pentru unii dintre aceștia s-ar putea ca și ei într-adevăr să nu știe care e problema reală, care este rădăcina problemelor și aici va trebui să-i ajutați voi, dar există și o parte care efectiv nu se deschid, nu vor sub nicio formă să încăpățânează și de fiecare dată când voi încercați să vă apropiați mai mult, această persoană pare că vă îndepărtează, dar nu o face cu rea voință, o face pentru că aici există un sentiment că nu e suficient de bun sau de bună persoana, că nu e suficient ceea ce face, că trebuie să facă mai mult, că trebuie să se descurce pe cont propriu, că trebuie să le rezolve, trebuie să facă, trebuie să dreagă, trebuie să nu știu ce. Iar cu cavalerul de bâte în rezultat, aici un pic de atenție pentru că urmează un pic vremuri nu foarte tulburate, dar agitate destul de mult, deci un pic de atenție să nu fiți
cu predispoziții de a vă certa, un pic de atenție ca dacă aveți nevoie de timp să vi-l luați, să vă asigurați că interacționați într-un mod foarte calm cu această persoană și să aveți grijă la tot ceea ce ține de temperamentul vostru, starea voastră în jurul acestei persoane, pentru că aici nu este ca și cum ar apărea o problemă sau un blocaj real între voi, dar pot interveni mici discuții, mici probleme, fără sens, fără direcție și care totuși să vă afecteze această relație. Ca și situație în acest punct, eu vă văd pe voi că sunteți în comunicare, doar că, încă o dată, nu vă văd lucrând în echipă. Deci, vă văd în contact, vă văd în relație pe unii dintre voi, dar nu vă văd lucrând în echipă. Este ca și cum fiecare trage pe partea lui, fiecare trage pe țelurile lui, dar nu prea există niște țeluri comune atât de bine definite. Dar cam atât am avut pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare. Și ce pot să vă mai zic aici este că aici, da, într-adevăr, aveți șansa să faceți această conexiune să meargă, dar e nevoie de muncă în echipă și e nevoie să luați niște decizii împreună. Bun. Și vom trece la varianta a doua. Trei puncte cheie pentru această relație, vreau să văd. Seducție. Cucerire. Confruntare. Baza pachetului piedică. Deci, de câte ori mă uit la puncte cheie, trebuie să fie ori carte de obstacole, ori carte de piedică care cumva apar. Ok, înțelegem că sunt probleme, că practic. Da, dacă totul ar fi roz și floricele, nu știu dacă s-ar mai uita cineva la etalări, dar mai dă-ne și alte informații, nu doar obstacole și piedică. Te prindem și noi că sunt obstacole și piedici. Așa. Bun. În primul rând, un pic de atenție pentru că eu această situație nu neapărat o văd să fi început ca ceva foarte serios. O să vreau să mă uit la care e situația actuală, pentru că mie, sincer, îmi vine să zic că mai degrabă voi vă vedeți într-o situație mai serioasă cu această persoană decât această persoană se vede într-o situație serioasă cu voi. Atenție, pentru că persoana voastră poate să fie o persoană cuceritoare, o persoană care îi place să fie apreciată, să fie văzută, să fie complimentată, să aibă mai multe opțiuni deschise, să fie înconjurată pur și simplu de persoane care să fie atrase de această persoană și aici cred că în această perioadă urmează o confruntare între voi și această persoană, dacă nu cumva deja se întâmplă. Și să vedem. Nu știu. Pentru o parte dintre voi simt că persoana nu este serioasă, dar pentru o parte dintre voi aici cred că este pur și simplu nevoia persoanei de a fi validată. De asta vom alege să lăsăm cărțile să vorbească, pentru că aici veți fi împărțiți în două. Cei care n-ați știut, chiar n-ați putut să alegeți între cele două, mai bine rămâneți la varianta 1. Puteți asculta și asta să umple câteva goluri acolo, ceea ce ați auzit de acolo, dar mi se pare mai mult. Ok, aici sunt eu încet. Partea de cuceritor, partea de persoană care caută să fie validată, caută să primească complimente, caută să fie văzută, îmi pare ca energia voastră, pentru că eu, de regulă, acolo plasez energia persoanei care îi citesc. Ok? Bun. Persoana voastră îmi pare să fie destul de preocupată de tot ce ține de muncă, de tot ce ține de țeluri, să muncească destul de mult și să-și vadă efectiv de treburile sale, chiar dacă această persoană se poate simți destul de plină de muncă, de eforturi, de a-și vedea de țeluri și așa mai departe.
Situația dintre voi pare o situație destul de nouă, cu asul de cupe. Este ca și cum foarte recent voi ați avut o avansare în relație, iar puterea e ceva de genul, da, ok, noi am avut avansarea asta, dar când va fi următoarea? De cumva cineva, și am tendința să consider că voi sunteți, întotdeauna așteptați următorul pas, și următorul pas, și următorul pas, și următorul pas. Până într-un punct în care persoana voastră nu mai reușește să țină pasul cu nevoia voastră de a ajunge la un nivel și mai sus, și mai sus, și mai sus. Asta este un pic o trăsătură un pic cam toxică de partea voastră, pentru că voi niciodată nu ajungeți să vă bucurați de situația în care sunteți cu persoana voastră decât pentru foarte puțin timp, iar apoi începeți să vă gândiți, da, poate persoana asta nu mi-a acordat atenție pentru care pe altcineva, da, poate persoana asta nu se mai gândește sau nu mai vrea nimic serios, sau poate persoana asta efectiv nu mă place într-adevăr atât cât zice că mă place, nu mă iubește așa cum zice și așa mai departe. Și aici nu ar fi atât de mare problemă persoana asta, eventual aici că nu reușește să-și prioritizeze treburile, asta da, asta e vina persoanei voastre, nu o apăr aici, dar în ceea ce ține, eventual doar dacă este energie inversată, lucrurile stau altfel, dar în ceea ce ține de restul, problema aici este faptul că voi țineți un discurs negativ în mintea voastră și o faceți în fiecare zi a vieții voastre și vă spuneți că eu nu merit asta, eu nu merit cealaltă, eu nu rezolv nimic, toată lumea mă înșală, toată lumea mă minte, nimeni nu mă iubește cu adevărat, nimeni nu e acolo pentru mine, nimeni nu mă vede așa cum sunt eu și așa mai departe. Și voi continuați așa, 24 din 24, în toți anii vieții voastre. Și ce se poate întâmpla? Păi, nu știu, în afară de faptul că manifestați efectiv acel discurs pe care voi îl aveți în mintea voastră și îl vedeți transpus în realitate, în afară de asta nu se întâmplă nimic. Așa, deci atenție foarte mare că situația aceasta este benefică pentru voi, dar voi aveți tendința să considerați că întotdeauna lucrurile merg în direcția negativă, merg în direcția proastă, merg în direcția în care nu trebuie, merg în direcția aiurea. Și aici, faptul că voi vă țineți blocați pe voi nu vă ajută cu nimic. Eu aș zice în felul următor. Dacă voi aici vă uitați la etalări generale, doar ca să, cum să zic eu, ca într-un fel să așteptați să primiți validarea că persoana voastră nu e bună pentru voi, deși persoana asta se vede că e destul de dedicată și încearcă să se împartă în toate direcțiile, atunci opriți-vă din a urmări tarot, cel puțin pentru o perioadă, până vă liniștiți gândurile. Voi trebuie să înțelegeți că trebuie să schimbați dialogul interior, voi trebuie să înțelegeți că este nevoie să fiți un pic mai pozitiv, pentru că această persoană, cel puțin pentru mine, în acest punct, îmi pare destul de ocupată cu alte treburi, da, cu excepția cazului în care această persoană ar putea fi căsătorită, că atunci, da, nu vă pot recomanda să continuați această situație. Dar în afară de asta, sincer, nu văd persoana să se îndrepte spre altă situație, spre aventuri, spre alte situații la care voi cumva vă așteptați, dar cumva aici, dacă voi așteptați validarea gândurilor voastre că această persoană are pe altcineva, atunci atenție foarte mare că voi puteți manifesta răspunsul în cărțile de tarot. Problema cu cărțile de tarot este că ele arată energia, da? Și în momentul în care noi cititorii citim oamenii, să zic așa, dacă ei au o credință foarte puternică în ceva, da? Negativ sau pozitiv, nu contează. Fără să ne dorim neapărat acest lucru, chiar încercând să evităm și chiar dacă persoana efectiv ne contactează doar pentru că vrea să-i se confirme un dialog intern pe care l-a avut foarte fix. Problema este că aceste cărți, cât de bune sunt ele la a citi energia, dar atenție, pentru că voi aveți tendința de a induce în eroare cărțile în sensul acesta. Și atunci, dacă nu există, dacă persoana care vă citește nu are neapărat o tehnică pentru a verifica acest lucru, dialogul vostru intern versus situația de fapt, atunci puteți induce în eroare cititorul. Problema este că, la cum văd eu lucrurile aici, voi asta faceți, da, cu etalările de pe YouTube. Și când etalările de pe YouTube vă zic, da, are pe altcineva, începeți și voi, vai, cu toate insultele posibile, pentru că na, nu pot să le zic
ca să nu se activeze YouTube-ul într-un mod greșit. Dar problema este că voi nu sesizați că, de fapt, ceea ce faceți voi este să atrageți un anumit răspuns. În momentul în care vreți să faceți o etalare personală sau vreți să vă uitați pe YouTube sau vreți ceva, este bine ca voi să rămâneți destul de imparțiali și să nu vă agățați de rezultat. Este foarte important ca voi să rămâneți receptivi, dar să nu rămâneți cu mintea doar la acel lucru. Este nevoie ca voi, după ce încheiați etalarea, să vă vedeți de viața voastră, da, ok, țineți cont de anumite lucruri, vă notați, ca să vă folosiți ulterior de acele informații, dar nu rămâneți focusați strict pe etalare până în punctul în care nu vă mai trăiți viața. Pentru că exact atunci se produc blocajele, exact atunci se produc întârzierile, exact atunci se poate denatura rezultatul care a ieșit din punct de vedere energetic acolo iarăși. Deci, un pic de atenție pentru că aici este foarte important ca voi să încercați să faceți afirmații, să încercați să faceți meditații, să încercați să implementați niște gânduri un pic mai bune vis-a-vis de voi, să aveți un dialog intern mai bun cu voi și să fiți mai înțelegători în primul rând cu voi, să înțelegeți că meritați atenție, grijă, iubire, afecțiune și să afirmați în fiecare dimineață de preferat: merit iubire, merit afecțiune, merit grijă, merit să am pe cineva loial, merit, 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 merit. Mergeți cu merit peste tot. Așa. Și apoi să încercați să revedeți o etalare. Sau să luați o etalare personală. Dar nu înainte de a vă schimba un pic dialogul intern, pentru că este ca și cum voi aici așteptați să vă spun că da, are pe altcineva, că da, persoana asta este nu știu cum și nu știu ce, și vă minte și nu știu ce, și cărțile nu neapărat îmi arată asta. Cărțile vă recomandă mai degrabă să luați o pauză și să vă gândiți un pic la această situație și la ce înseamnă de fapt pentru voi și de unde apar acele temeri. Această persoană poate să aibă pe altcineva, pentru că nu, în majoritate nu sunt din cauza situației în care sunteți, sunt din situații din trecutul vostru, iar voi acum trebuie să învățați să aveți încredere într-un alt om, da? Și asta înseamnă că voi trebuie să vă puneți într-o poziție care vouă vă pare vulnerabilă, să nu mai aveți alte opțiuni și situații și vă este teamă că această persoană ar putea să fugă pur și simplu. Și atunci voi trebuie doar să ajungeți în concluzia că această persoană nu se duce niciunde. Această persoană într-adevăr se ocupă de țelurile, munca sa și așa mai departe, iar voi sunteți în siguranță în această conexiune, lucrurile sunt ok, nu văd să fugă persoana asta niciunde și trebuie să discutați cu voi înși vă în legătură cu dialogul vostru intern. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!